Este dedicată acestui sport, tenisul de masă. Dar și în finala de dublu masculin, când va juca avându-l cu echipier pe mai tânărul Cristian Chiriță, ca împotriva Elizei Samara, să vedem dacă și Ovidiu Ionescu va putea să ajute Ovidiu Ionescu, la fel ca și Hunor Șoci. Din nou o semifinală foarte echilibrată din partidele de fete. A început foarte tare, avantajul terenului propriu, care nu există însă în tenis de masă, doamna Romanescu. Că acasă, fără suporteri, bineînțeles, pentru că nu jucăm situații existente, trecem la o altă categorie, categoria băieților care joacă despre mai multe lucruri pe durata meciului. Detașat, cred eu, decisiv în acest prim set. 4-1 cu Mladin Paul și 4-0 cu Andrei Tomică. Să-l învingă pe Alex Glogogeanu cu 4-0, 4-1 cu Andrei Strate și 4-1 cu Mihai Zan. Tabela tot avansat în timp ce lecturam rezultatele. Și pe primul îl valorifică, 11-6, repede în studio, după care vom... Club care își dorește performanță și care, cu siguranță că prin acești sportivi, în ultimii ani are clubul SCM Buzău, George Ciubotaru și Mircea Dinu, și este sportivul care are cele mai multe ajungă vicecampion mondial la Budapesta în campionatul mondial. Cum ne face să urmărim exact pentru telespectatorii care ne urmăresc pe Lux Sport în acest moment. O competițiile mari, interne și internaționale, pentru că a fost un european de dublu mix, dacă mi-aduc minte. Și într-un an competițional sunt 2-3 competiții naționale, din te simt foarte bine aici. Este un spus că acest campionat național ar fi trebuit să se desfășoare în București, la sala polivalentă, așa cum s-a întâmplat și anul trecut. La începutul anului 2021, clubul CSM Bucene. Și așa am ajuns să jucăm la Buzău astăzi. Ceea ce e foarte bine până la urmă, e specială, obținerea hat-trick-ului continental la Cluj-Napoca, unde și acolo... Este în formă, ambii sportivi joacă în Germania și joacă mult, au avut în ultima... pe scor, dar s-au mai întâmplat cazuri. Da, a închis acum cu o foarte frumoasă lovitură pe minge. Își dorește extraordinar de mult un alt titlu național și nu numai în proba de simplu, ci un sportiv care în ultimii ani, cu o ambiție extraordinară și cu o capacitate de muncă și mobilizare exemplară, lucrează foarte mult cu el însuși, foarte muncitor, foarte ambițios sportul pe care îl practică. 3-0 în cel de-al treilea set. Ce important este să ai un capitan, un lider, formal și informal, nu-i așa? Este orice să-i dezlege jocul lui Ovidiu în această semifinală. Ovidiu se pare că este... Trebuie să-și dozeze efortul pe o zi competițională, să vizeze toate cele trei medalii de aur și n-ar fi exclus să avem off la clubul Gloria Buzău. Se va întâlni cu Cristian Pletea, e prima șansă la Rareș, acolo? La urmă, în finală, automat o să avem un sportiv din generația... Din două generații, din da. ...adversarului său. Și practic de asemenea și Hunor a fost adus din Târgu Mureș la Bistrița de frumos echipă de fotbal, dar iată și cu alte secții sportive, printre care și tenis de masă. Ovidiu Ionescu a deține practic de mică între cei doi. Ovidiu Ionescu la serviciu. Da, un serviciu, am jocul modern acum, fie se intră în scurt și cine dă mai repede și mai tare, iată, ăsta e jocul băieților, foarte creeze spectacol. Topspin, retopspin, foarte frumos. Pentru Hunor Șoci lucrurile devin foarte, foarte greu de întors și așa se întâmplă, 11-6, este 3-0 pentru Ovidiu Ionescu, repede trecem iar, unde asistăm la semifinala băieților, prima. A servit Hunor Șoci, dar practicat, cred că, în toate județele țării. Foarte puține sunt excepțiile, dacă m-am uitat eu bine pe harta pe care am găsit-o pe site-ul oficial al Federației, fără discuție.
puțin mai devreme nu reușește să găsească o soluție. L-am avut pentru o secundă în imagine alături de antrenor parcursul către astăzi Steaua și Clubul Werder din Bremen. De două ori la rând mingea a atins fileul. Da, e foarte greu pentru că mingea își schimbă direcția, trebuie să ai reacție, reflex, să cedeze vreun moment inițiativa. La masa de joc. Oh, ce frumos! Către o victorie aproape sigură. Impecabil! Da, excelent! Ovidiu Ionescu în acest meci. Forehand rever. Fi un exemplu pentru mulți dintre sportivii tineri, pentru felul în care înțelege ce înseamnă pregătire, masă, odihnă, absolut totul. Este de admirat din punctul ăsta. Cristian Pletea și Rareș Șipoș să se ridice la nivelul profesionalismului lui și între timp 10-2, 8 mici de meci pentru Ovidiu Ionescu. Și iată se întâmplă această victorie mai repede decât ne-am fi așteptat. 4-0 pentru campionul antitră, campionul național antitră, Ovidiu Ionescu, și primul finalist de la campionatul național Romstal. 5.